Salutare din nou! Bun găsit pe canalul meu de YouTube! Mă poți găsi și pe Instagram, Ioana Pavel Love Coach, Ioana Pavel. Love Coach! Mă poți găsi pe, pe, pe TikTok, Ioana Therapy Dance, într-un singur cuvânt, sau pe Facebook, Ioana Cătălina Pavel. Pe toate cele trei canale de socializare aduc oamenilor în prim plan. Informații de, despre psihologie, psihogenealogie, psihosexualitate uh, și parenting. Sunt mamă de șapte ani, uh, sunt uh, psiholog educațional uh, și am lucrat în diverse uh, zone educaționale, în centre educaționale, în grădinițe, în uh, școli la un moment dat. Uh, însă acum sunt uh, pe cont propriu, îmi cresc copiii și lucrez de acasă pe diverse, uh, în diverse feluri online. Um, ce vreau să-ți spun în acest material, pe care vreau să-l fac mai scurt, un lucru care te va ajuta, spun eu, mai ales dacă ai făcut parte din o familie în care stresul era maxim, vedeai conflicte, certuri, nu te-ai simțit iubit, securizat, înțeles și așa mai departe. În primul și în primul rând este important să știi că dacă acesta era și mediul când tu te-ai născut, adică când tu erai încă în burta mamei, da, e important să știi că se transmite nivelul de cortizol pe care îl are mama se transmite fătului deci în mare parte dezvoltarea ta emoțională aș spune chiar neurologică are un fundament neurochimic moștenit de la mamă în momentul în care eu am înțeles acest lucru și am descoperit faptul că mama mea era destul de stresată cu mine în burtă. Eu am fost a doua la, la în familia mea și știu anumite situații care au făcut-o pe mama să nu fie tocmai mulțumită, fericită, calmă în timpul sarcinii cu mine. Uh, și atunci eu m-am născut deja un copil uh, care avea tendința să fie trist, făceam atacuri de panică încă din, uh, din preadolescență, am fost internată la spital cu dureri foarte mari de cap la doar 3 ani, am făcut o tită de 2 sau de 3 ori pe la 7-8 ani, iar astăzi am o uh, fibromialgie, uh, eu am diagnosticat-o, Uh, nu am fost undeva. Mi-au mi pus alte diagnostice uh, doctorii la care am fost, reumatologi și uh, ortopezi. Uh, și mi-au dat să fac pilate, să iau niște pastile și să facă not. Și să port niște cio ciorapi de aceia compresivi, pe care, iată, nu-i mai port. Uh, da. Uh, dincolo de uh, mea de glumă așa, este într-adevăr o condiție medicală precară cu care eu am venit pe lume. Și vreau să fac acest clip Pentru, pentru a transmite acest mesaj tuturor acelor femei care au devenit mame și care nu se cunosc încă pe sine, sau care, în momentul când au dat naștere, nu se cunoșteau prea bine în sensul că nu înțelegeau de ce au anumite stări, nu făcuse aceste introspecții adânci, nu cunoșteau psihologie, iar eu acum șapte ani, când am dat naștere unui copil, doar cochetam cu psihologia, urmasem niște cursuri, însă nu eram încă psiholog acreditat și cu atât mai puțin nu făcusem suficient de multă săpare, să spun așa, în, în interiorul meu. Ce vreau să vă spun în continuare este că în momentul în care aflică, să spunem așa, nu este doar vina ta. Că mediul din care vii a fost unul stresant, greu de dus. Uh, a fost un mediu uh, plin de hormoni, de stres, uh, da? pe care ei i-ai uh, primit și tu. Da? Uh, corpul tău a crescut, uh, să spunem așa, în astfel de mediu și s-a dezvoltat emoțional, uh, neurologic, fizic, da, chimic uh, într-un astfel de mediu. Uh, nu e de mirare că a ajuns acum la adulțenie, ai anumite probleme poate de comportament, poate de atenție, poate de concentrare, poate de autoreglare emoțională, ok? Vreau să faci pace cu tine. Vreau să, vreau să fii blândă cu tine. Sau blând dacă ești bărbat și asculti acest videoclip. Um, Vreau să te duci foarte în adâncul tău și să spui, wow! Wow! I'm amazing! Da? Deci să, să, să te duci și să. în acel loc din care poți face pe bune, în mod natural, această exclamație. Wow! Sunt super! Prin câte am trecut și eu în acest moment sunt aici și uite câte am făcut! deși am avut un astfel de background. Din acest punct, din această stare, tu poți face mult mai multe și poți, uh, ai mai multă uh, putere, să spun așa, și energie să poți să pui cărămidă pe cărămidă de acum înainte în împlinirea viselor sau dorințelor sau a clădi orice vrei tu în viață. Dacă nu faci asta, e, e, e practic uh, un mod de a sta într-o victimizare pe care o conștientizezi sau nu, dar energia e tot de victimizare și nu vei face decât poate conștient sau semi... nu conștient, inconștient sau semiconștient, nu vei face decât să repeți, să repeți fix aceleași modele de comportament, de gândire, de stare, da? Poate ți-ai văzut mama plângând foarte mult, poate ți-ai văzut tata bătându-ți mama foarte des, poate ai văzut foarte multă violență, poate n-ai văzut nicio clipă de diplomație în viața ta, da? Între oameni. Poate n-ai văzut niciodată, n-ai auzit viața ta, în familia ta și poate nici la cei din jur, un iartă-mă, spus pe bune, recunosc că am greșit, te rog să mă ierți. Da? Poate n-ai văzut în viața ta asta, nici măcar nu știi cum se simte, nici măcar nu știi cum se vede, e ceva necunoscut. Ai citit poate într-un articol sau ai văzut într-un videoclip al meu că e în regulă să-ți ceri iertare, că e în regulă să-ți asumi ceea ce ai făcut. Da? Dar poate nu ai curajul nici măcar nu știi cum ar fi să faci exact asta. Um, te asigur că. Dacă vei face asta, dacă vei avea curajul să faci asta, vei avea rezultate foarte bune. Și cumva îți vei mulțumi mai târziu pentru că ai avut curajul să intri într-o altă energie. Da? Să te duci și să, să acționezi dintr-o altă energie, să pui început bun, da? Într-o altă zonă, chiar dacă te sperie această altă zonă, chiar dacă te sperie acest alt necunoscut chiar dacă te sperie să faci ceva nou, îți spun, ai foarte multă susținere din partea mea, din partea multor altor coach și psihologi autentici, care chiar susțin oamenii prin vorbele lor, prin scrierile lor, da? În plus, îl ai pe Dumnezeu și ai îngerii de partea ta care există cu adevărat. Și sunt sigură că, cel puțin când erai mic, mică, ai simțit protecția lor și lumina lor. Și mai ales Dumnezeu îi protejează foarte mult pe acești oameni care au fost traumatizați, poate au suferit violuri, poate au suferit maltratări fizice uh, importante, grele de dus, greu de dus. Ai încredere. Ai încredere și uh, așa cum și eu, având un background nesănătos din foarte multe puncte de vedere, am făcut pași mici. Înspre am început cu pași mici, da, înspre uh, altceva, înspre necunoscut, acum 15 ani, când în 2007 m-am pus în genunchi și mi-am zis că eu nu mai vreau să mai trăiesc așa. Cu gândurile acele obsesive pe care le aveam, cu insomnia pe care o aveam, cu relațiile care începeau și se terminau și nu înțelegeam ce fac de încep și se termină mai ales cele, la, cele de cuplu. Acolo unde durerea este cea mai mare atunci când te îndrăgostești, nu? Și când nu mai ai parte de acea relație la un moment dat. Nu știam să, să mă cunosc, nu știam să fac introspecție, nu știam cum să lucrez cu mine astfel încât să, să schimb ceva, pur și simplu. Singurul lucru pe care care era atunci în conștiința mea și pe care l-am făcut, a fost să mă pun în genunchi și să țip unui Dumnezeu despre care nu știam decât din biserică unde mă ducea mama duminica și să citesc o carte de o, o, o rugăciune, dintr-o carte de rugăciuni și să continui pe drumul ăsta câțiva ani. Credem, mă mi-a adus în primul rând multă pace, asta mi-a dat tatăl meu din ceruri, mi-a dat multă pace pentru că aveam nevoie, eram foarte stresată și agitată în interior. Uh, primii ani asta mi-a dat, apoi am, urmat, am început să urmez un program spiritual și din 2009 am început a început aplicarea mea către psihologie, dar tot așa, până în 2012 am uh, cochetat mai mult, în 2015 am început să o aprofundez. Deja eram căsătorită și deja aveam primul copil nu-ți doresc să treci prin aceleași lucruri, dar dacă ai trecut deja prin acele, acele, acele lucruri merită merită, din tot sufletul îți spun să ai aceste informații și să știi că nu ești de vină și să știi că uh, într-adevăr, să știi că la un moment dat până pe la, nu știu, poate încă 18 ani după ce, se te, după ce pleci de acasă Uh, ești cumva circumstanțe atenuante, uh, și sunt mulți care nu trec niciodată de această barieră genealogică, care mor în ierția uh, modelelor de acasă. Uh, însă, după ce, după acei 10-18 ani, uh, încep să întrevezi lumina și să faci mici pași către a-ți construi din nou caracterul așa cum îți dorești. Înțelege însă că este mult, mult de muncă, da? Îți spun, am început acum, iată, să fac, fac anul acesta 15 ani de când m-am pus în genunchi și uh, am trecut prin atâtea faze în credința mea și în, în cunoașterea mea spirituală și apoi psihologică, uh, dar tot simt în fiecare zi că o iau de la început că iau de la început cu iubirea, cu înțelegerea, cu, cu crearea unui caracter, cu, cu schimbarea comportamentelor mele față de copii, cu uh, identificarea emoțiilor pe care le am, pentru că poate nu întotdeauna sunt conștientă de emoțiile pe care le am, și mai um, reacționez din, din ele în fața copiilor mei, Uh, însă am ajuns la nivelul la care uh, să văd asta și poate în câteva secunde, minute sau la sfârșitul zilei, cel târziu uh, repar, uh, îmi cer scuze, uh, spun cum aș fi putut să fac, să fac o surpriză copiilor sau uh, îmi scriu un agenda față de mine, uh, da, un agenda mea ca să văd eu ceva ce am, am făcut și ce am învățat poate din asta, fac un, un videoclip despre tema respectivă. Pentru mine asta înseamnă uh, lucru cu mine și uh, este, este, este mult, 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 mult mai bine din punctul de vedere al pretențiilor pe care le aveam de la mine. Să știi că ai pretenții de la tine și atunci când nu te cunoști. Pretențiile pe care le ai de la tine sunt, de fapt, ale părinților tăi, pe care le aveau de la ei, din uh, energia frustrării lor, da, și pe care tu le-ai introiectat dintr-o iubire imensă față de părinții tăi și ai vrut să nu-i dezamăgești și ai vrut să fii ca ei sau să faci ceea ce spun ei ca să fii iubit și ca să fii apreciat uh, de ei. Însă, e. E cazul să pleci de acasă, metaforic vorbind, și să conștientizezi că poate cei ce au crescut nu au avut cele mai bune metode de parenting. Ei înșiși erau niște oameni traumatizați care nu lucrau cu ei, și nu o spun deloc asta cu, cu nicio urmă de vinovăție și cu niciun, nicio urmă de, de reproș față de nimeni. Eu deja am o relație ok cu părinții mei. Însă am lucrat destul de mult cu oamenii ca să știu uh, despre părinții lor, și ca să știu că în perioada aceea mulți, mulți uh, erau cu boli psihice, cu tulburări emoționale pe care nu și le rezolvau uh, și pe care le vărsau pur și simplu în familie și către noi. Da? Nu uita asta. Nu uita că te-ai născut cumva într-o mlaștină emoțională mai degrabă. Și că n-ai avut uh, cum să fii altfel, da? Să, să fi, te fi născut al, în altă parte, să fi avut alte metode prin care să nu fii atât de, uh, nu știu, obosit, stresat uh, și să ai rezultatele pe care le-ai avut până acum. Uh, asta înseamnă să fii blând cu tine, să fii destul de inteligent, să găsești informația necesară și destul de uh, blând. Să, să, înțelegi că tu însuți ai trecut prin, prin, acele lucruri și să te ierți cumva, să ierți mediul da? și să-l accepti așa cum e și să te uiți la modul în care ești acum cu iubire, cu iertare, cu acceptare și la sfârșitul zilei să înțelegi că, wow, ai făcut suficient astăzi ai făcut cât ai putut astăzi și să ai încredere în tine, măcar pentru prima oară în viață, să fii tu cel care are încredere în tine, așa cum n-a avut niciodată nimeni în tine.